Iată-ne la aeroportul internațional Brașov-Ghimbav, un obiectiv foarte așteptat de toți brașovenii, de tot județul Brașov. Cu ce gânduri astăzi aici? Bună ziua, în primul rând, bună ziua tuturor brașovenilor. Mă bucur astăzi să mă aflu la aeroportul internațional din Brașov. Este cea mai mare investiție în ultimii 34 de ani în județul Brașov. Mă bucur că s-a realizat această investiție în județul Brașov și felicit pe această cale și pe Consiliul Județean și Guvernul României, pentru că o sumă foarte importantă de bani a venit din partea Guvernului României, începând cu anul 2019, primul guvern care au dat bani în județul Brașov pentru realizarea acestui aeroport a fost guvernul PSD în anul 2019, bineînțeles după care a venit și celelalte guverne care au investit în aeroportul Brașov, și pe această cale îi felicit pe toți care au fost implicați în realizarea acestui proiect, pentru că este un proiect pentru brașoveni și pentru, nu numai pentru brașoveni, și pentru toți românii și pentru toți cei care stau în centrul țării. Vedem foarte multă lume prezentă aici. Este clar că a existat această dorință de a exista aeroportul la noi în județul Brașov. Ce mesaj aveți pentru toți cei prezenți astăzi aici, dar și mâine și data de 15, când va fi practic zborul de inaugurare oficial? Așa este. Noi brașovenii am așteptat acest aeroport de foarte mult timp. Astăzi, după un număr foarte mare de ani de zile, de aproape 16 ani de zile, vedem acest obiectiv de investiții realizat la Brașov. Pe data de 15 iunie va începe ca avioanele să decoleze și să aterizeze pe aeroportul internațional Brașov. Îi aștept pe brașoveni să înceapă să folosească acest aeroport în toate rutele în care vor ei să meargă în Europa și nu numai. Și pe această cale, haideți zilele acestea, astăzi și mâine, când sunt zilele porților deschise pentru vizitarea aeroportului internațional Brașov, îi invit pe toți brașovenii să vină să vadă despre această investiție, ce s-a făcut și ce s-a realizat în județul Brașov. Mulțumesc!